Craiova, mai precis la domnul Cătălin Ionuțene. Dumneavoastră, ce credeți despre toate schimbările astea de curs cu roborul? Ce ați înțeles din toată povestea asta din ultimele 2-3 săptămâni? Să rămână, bună seara! Este o poveste foarte, foarte complicată care, din păcate, dincolo de disputele pe care le vedem în spațiu public, ne afectează pe noi cetățenii, indiferent că vorbim de familie, cum am văzut în cazul precedent pe care dumneavoastră l-ați prezentat la România TV, dar și în cazul tinerilor, pentru că eu văd zi de zi tineri care au probleme cu creditele, au probleme cu bănci, acele rate foarte, foarte mari. Cu siguranță această creștere a roborului afectează fiecare cetățean în parte și chiar foarte multe familii. Și dincolo de disputele pe care le-am văzut, eu cred ca cetățean, în primul rând, că domnul Muguri Sărescu, în calitate de guvernator, ar trebui să se prezinte în fața Comisiei Parlamentare, așa cum la invitația Parlamentului României și a domnului Zamfir. Da, uitați chiar. Eu așa văd lucrurile. Cred că asta e o dovadă de responsabilitate și aștept, asta apropo de apel către autorități, aș face un apel către guvernatorul Băncii Naționale, domnul Muguri Sărescu, să se prezinte la acea comisie parlamentară, pentru că prin neprezentare oamenii au de suferit, cetățenii, dincolo încă o dată, spun, de disputele politice, de disputele astea care se răsfrâng asupra vieților cetățenilor României. Și nu cred că este corect lucrul ăsta. Nu este corect ca noi, cetățenii României, să suferim din cauza că anumiți oameni acolo sus nu se înțeleg. Uitați că acum trimite banca, protectorul de cuvânt al Băncii Naționale, un punct de vedere al instituției. Banca Națională este oricând deschisă la un dialog și nu refuză o invitație în acest sens adresată Parlamentului României în ansamblul său. Consiliul de administrație al BNR a fost numit de Parlament prin votul său și în consecință o discuție în Parlament se poate face cu reprezentarea și acordul tuturor forțelor politice cu implicarea comisiilor de finanțe bănci. Cadrul de așa zisă discuție pe care l-a pregătit domnul senator Zamfir nu a avut reprezentativitatea parlamentară ca atare, ce un alt senator a contestat chestiunea asta, probabil este vorba de domnul Câțu. Deci ne-am prins în seara asta de ce nu s-a dus domnul Isărescu la Parlament, că nu l-a invitat toate partidele, ci numai unul. Publicitate, doamnelor și domnilor.